ca să înțelegem noi, domnul Stoianoglu a primit calificativul nesatisfăcător din cauza acestei relații, colaborări, nu știu cum, legate cu Platon? Sau nu este doar asta motivul? Că și dumneavoastră acum tot mai mult despre asta mi-ați vorbit. Multe circumstanțe, de fapt, care au fost constatate de către Comisia de Evaluare, nu este doar cazul Platon, s-a evaluat managementul, o componentă, de exemplu, a evaluării a fost comunicarea, s-a făcut analiza comunicării într-un caz și în alt caz, s-a constatat că deși ambele personaje ar fi trebuit tratate la fel, s-a făcut o diferențiere de tratament care nu a putut fi justificat pentru un observator independent. Uh-huh. Din nou, iarăși... Dar și acolo e vorba despre Platon și de Plahotniuc. Da, pe Platon și Plahotniuc, evident. Da. Deci, și lucrul ăsta l-am spus chiar și în ședință. Eu cred că abordarea și comunicarea domnului Stoianoglu în raport cu Plahotniuc a fost corectă, doar că nu a avut aceeași comunicare, a utilizat o altă strategie de comunicare în cazul lui Veaceslav Platon. Și încă un exemplu de un lucru ieșit din comun în comportamentul domnului Stoianoglu, care din păcate iarăși vorbește despre faptul că el nu înțelege statutul funcției, a fost inițierea procedurii de suspendare a executării, când el a spus că a făcut lucrul ăsta urmare a demersurilor Serviciului de Informații și Securitate. Asta aș vrea să discutăm un pic. Atunci când a fost întrebat despre domnul Platon și contextul în care domnul Platon a ieșit din pușcărie, domnul Stoianoglu a zis că temei pentru eliberarea lui Platon a servit o comunicare cu un oficial din SIS care i-a spus că viața lui Platon se află în pericol. Bine, a fost un pic altfel. Deci la început el a spus că i-a spus SIS-ul, precum că există riscuri asupra vieții lui Veaceslav Platon în închisoare. Așa. Comisia a interpelat SIS-ul și SIS-ul a comunicat că nu a existat o astfel de interpelare, nu a existat o astfel de solicitare, nu au existat astfel de riscuri stabilite, cel puțin de SIS. Deci atunci domnul Stoianoglu a spus că nu este vorba de o comunicare instituțională, e vorba de faptul că cineva din conducerea serviciului nu a spus concret despre cine este vorba, iar fi spus la un moment dat că vezi că acolo există un risc în raport cu securitatea. Dumneavoastră știți cine este persoana din SIS care a venit cu această cunosc, informație? Nu cunosc, dar nici, dacă sincer, lucrul ăsta este mai puțin important, având în vedere că o astfel de abordare, îți spune cineva pe stradă că, iată, există un risc de așa gen și tu nu verifici lucrurile, deși dacă lucrul ăsta s-a întâmplat în 2020, exista un ministru al justiției la acea vreme, Ministerul Justiției are în subordine Administrația Națională a Penitenciarelor, ANP-ul are în subordine conducerea penitenciarului respectiv, poți să întrebi, este adevărat lucrul ăsta? Deci lucrurile trebuie făcute instituțional, dacă suntem un stat de drept. Noi nu putem să ne bazăm pe chestiuni șoptite de către cineva la ureche și acum duși vezi, caută dacă lucrul ăsta este adevărat sau nu a fost o invenție. Deci însăși faptul că tu consideri că o astfel de colaborare între instituțiile statului este normală, deja face ca societatea să se îndoiască de felul tău de a face față funcției și în special anume din aceste considerente eu am fost în situația în care să votez pentru acordarea calificativului nesatisfăcător pentru că am considerat că constatările comisiei sunt în măsură să determine o concluzie precum că persoana respectivă nu are ce căuta în funcția de procuror general pentru că nu înțelege statutul acestei funcții. Am și înțeles. Responsabilitățile, dar, competențele pe care le are un procuror general într-un stat de drept.